Ce faceți bă nebunilor și bine v am găsit la un nou episod aici pe canal. De data asta ceva puțin diferit, deoarece astăzi am să fac ce zice tierul tău din Brawl Stars despre tine. Dar, înainte de a începe, nu uitați să spulberați acest buton de like, să vă abonați, activ un poțelul și de asemenea să și un follow prin să-și foarte cuvinte, luați-o popcorn și să-i dăm drumul. Tier 1. Păi, ce mai probabil, tocmai ce deblocat brawler-ul, iar acum doar îl testezi, cu alte cuvinte, vei doar să vezi ce faci în altă bolul. TIA 2. Tocmai ce ai dat primele meciuri cu noul brawler pe care l-ai deblocat, dar tot nu ți-ai format încă o părere clară, așa că joci în continuare pentru a vedea de ce e capabil de fapt brawlerul respectiv. Tier 3. Începi să înțelegi mai bine mecanica brawlerului tău, dar tot nu reușești să îl stăpânești, fiindcă nu ești obișnuit cu el. Așa că joci în continuare, again, pentru a învăța să îl joci. Tia 4. Scoți la obiect, încă înveți să joci cu nouul tău brawler și ești și foarte aproape de tier 5, ceea ce e extrem de basic. Tia 5. Începi să prinzi mecanica brawlerului cât de cât, dar încă nu știi cum a trebui să faci scheme cu acest brawler și ești un simplu jucător. Tia 6. Efectiv, același lucru ca la tier 5. Tier 7. Boți încep să dispară, iar jucătorii reali apar și îți iei bătaie deoarece cu noul tău brawler știi să joci doar împotriva boților, iar acum ai o nouă provocare după ce tocmai ei ai învățat mecanica. Tu trebuie să înveți să dai counter la jucătorii reali și totodată să-ți dai seama dacă brawlerul tău nou chiar e atât de folositor împotriva acestora cum era împotriva boților. Tier 8. Tu tocmai ce ai ajuns la 100 de trofee pe brawler și pur și simplu nu ai idee ce părere să ai despre el, așa că joci în continuare efectiv. Tier 9. Tot nu știi ce părere să ai despre brawler, dar ești foarte aproape de tier 10. Tier 10. Odată ce îl faci, decizi să mai dai câteva meciuri cu respectiv, iar dacă o să-ți placă cum decurg și vei realiza că îți place cu adevărat rolul, vei da mai multe meciuri cu el. Dar dacă nu, la noi cu acesta. Tier 11, 12, 13. Ei bine, aici sunt două variante. Am mai exact, sunt un fel de trofee de test. La ce mă refer? Ei bine, la aceste trofee, tu decizi dacă îți place cu adevărat brawlerul iar dacă îți place îl vei juca în continuare, iar dacă nu, o să lași în coșul de gunoi, cum s-a zice. Tier 14. Dacă ai ajuns până aici, sunt destul de sigur că îți place brawlerul tău nou, așa că vrei să îl faci cum mai repede tier 15, respectiv 300 de trofee. Tier 15. Acum că ai realizat că îți place brawlerul și ai făcut un număr ok de trofee pe el ca să înțelegi ce face, Vrei să îl mai crești puțin ca să înțelegi cât de bun e în meta și ce interacțiuni are cu ceilalți brawler. Tier 16, 17, 18. Începi să înțelegi interacțiunile cu majoritatea brawlerilor și chiar înveți anumite scheme cu acest brawler. Eventual te gândești să îl faci mainul tău, dar atenție, acesta e doar un simplu gând. Tier 19. Tot ce ai în minte este să-l faci tier 20, respectiv 500 de trofee, cât mai repede gândindu-te și că în trecut acesta era tierul sau mă rog, maxim pe un brawler. Tia 20. Gigi, tocmai ți-a adus brawlerul la 500 de trofei, iar aici ori te oprești și vrei să înveți să joci mai bine și ceilalți brawleri mai mici ai tăi, ori vrei să vezi de ce e cu adevărat capabil brawlerul tău pe care tocmai l-ai făcut tier 20. Aici, deja tu ne mai putând să faci tol așa de mult, deoarece oamenii o să știe cât de cât să joace. Tia 21. Tocmai ai trecut de tia 20, iar acum ești aproape de o nouă provocare, fiindcă e ultimul tier unde poți fi dat cu boți. Tia 22. Noua provocare a început. De aici nu mai vezi nici urmă de boți, ci doar player real. Așa că trebuie să devii ceva mai vigilent decât înainte. Mai ales pentru că pierzi aproape cât, cât câștigi. Tia 23. Tocmai ai învățat câteva scheme cu noul tău brawler, dar având în vedere că îți place mecanica lui, te gândești să-l duci la Tia 25. Tia 24. Ești foarte aproape de Tia 25. Așa că... dai bice, tier 25. Tocmai ai făcut un tier respectabil pe Brawler și din moment ce ai decis să-l faci, îți place cu adevărat să îl joci. Iar acum ori îl lași așa de o parte, ori o să continui să l joci. Just for fun. Bine, asta în mintea ta. Tier 26. Începi să fie relativ bun pe Brawler, pentru că de la trofele astea aproximativ trebuie neapărat să știi scheme cu Brawler-ii, deoarece altfel îți vei lua bătai. Tia 27, deja ai făcut 100 de trofee în plus față de tia 25, care nu se face chiar așa de ușor. Așa că te gândești ca noul tău brawler de tia 27 să devină mainul tău eventual și chiar îți trece prin minte să-l duci la Master Gold 3, ca să te flexezi la tine în clasă cu un amar de titlu care oricum nu te ajută cu absolut nimic. Tia 28. Brawlerul chiar îți place, te gândești chiar să îți iei un skin mișto pe el, dar din păcate aici chiar nu mai poți juca ce vrei tu, cum vrei tu, la modul că la solo se face team extrem de infect, iar la 3 3 trebuie neapărat echipă pentru că altfel nu o să ai ce să faci ca să îl mai crești. Pentru că, bineînțeles, îți trece prin minte să duci la tier 30, respectiv 1000 de trofei. Tia 29. Oficial, ești mai aproape ca niciodată de Tia 30 și începi să te rogi la toți ființii să nu dai fail pentru că altfel îți vei traumatiza tot familionul cu mega-regiul tău. Iar dacă dai fail la Tia 30, categoric o să îți dorești să fi lăsat broul la Tia 28. Pentru că dacă vei da fail, o să ai pe conștiință toată viața lucrul ăsta și îți vei trezi și strămoșii din mormânt din cauza regiului pe care îl dai de aici. Tia 30. GG ai făcut 1000 de fucking trofee pe bolă, așa că ar fi bine să lași deoparte pentru că deja știi să joci cum trebuie și n-ai o să îți faci nervi în continuare. Tier 31. Aparent vrei să vezi cum sunt meciurile la 1000 plus și nu prea te încântă. Tu chiar având șanse să apar pe Brawl TV sau să dai de jucători din top global cu cu 100 de mii de fucking trofee care te fac praf în două secunde. Tier 32. Cumva rezisti meciurilor la 1000 plus și chiar te gândești să faci Brawler-ul tier 35. Nu de alta, dar săracul de tine vrea să se flexeze în clasă la celălalt scopchi care față de tine mă atinge iarba din gând în gând. Tier 33. Deja îți faci nef cu adversarii din top global, dar cumva rezisti. A, n acum. cum. Tier 34. Acum ești mai aproape ca niciodată de Tia 35 care e un achievement personal zic eu, iar dacă dai fail, din păcate voi și demonii din tine, așa că pentru ca orașul tău să fie în siguranță, fă bine și nu da fail, pentru că absolut fiecare mișcare contează și ai nevoie de concentrare maximă. Tia 35, Gigi l-ai făcut acum, schimbă braulul pe bune. Tia 35 plus. Am și o întrebare pentru tine, de ce mai joci cu brawlerul ăsta? Nu mai ai absolut nimic de câștigat, doar o să-ți faci o grămadă de și eventual vei deveni un arogant care se flexează cu trofele pe brawler, care oricum nu o să-l ajute cu absolut nimic în viață. Partea amuzantă e că tu o să te flexezi în fața persoanelor care chiar fac ceva cu viața lor și probabil o să ajungă cineva, nu ca tine, care doar stai toată ziua în casă și te joci bostas. Așa că fă bine, ieși din casă și atinge iarba sau eventual culcă-te pe ea alături de câini și lasă luna plină să te transforme într-un vărcolac ca să înțelegi adevăratele probleme ale vieții reale și să uiți de problemele dintr-un joc amară, deci cu alte cuvinte, ești mai gay decât Edgar. Iar dacă ai făcut exact pașii pe care i-am enumerat în acest video cu privire la tiere pe brawler, cu siguranță brawlerul pe care l-ai dus tier 35 plus este Edgar. Așa că ești un fucking gay infect, deci te trebuie pula. Și cam acesta a fost și episodul, nu uitați, totul este doar o parodie, eu sper că v-a plăcut, iar dacă mai vreți clipul de genul, nu uitați să spulbeați ce buton de like, să vă abonați, activ un clopul sub pentru a fi la cu tot ce ce postez, follow pe Insta, share la voi și seori de Discord în descriere, când fost Slimer, ne mai auzim.